Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să vedeți ce se mai pregătește elevilor în școli. Nu are legătură neapărat cu învățatul, deși indirect s-ar putea spune că da. Totuși, iată, statul român se preocupă să existe o atmosferă de siguranță. Și vreau să vă cerem părerea. Profesorii și alții angajați din școli ar urma să primească dreptul de a le căuta în buzunare elevilor, scopul fiind prevenirea introducerii în școli de brichete sau cuțite, scrie publicația ziare.com, care citează EduPedu, mă rog, este o discuție întreagă, potrivit unor surse edupedu.ro, autoritățile caută metode legale prin care angajații din școli, profesorii sau personalul administrativ sau personalul de la firmele de pază să poată controla buzunarele elevilor dacă există suspiciuni că aceștia ar vrea să introducă în școală obiecte interzise. Și întrebarea este 03 la 0372069599, numărul nostru de telefon. Sunteți de acord sau nu cu dreptul angajaților din școli de a percheziționa elevii, copiii? Că aici ar fi, da. La intrarea în școli sau în orice moment? Domnule, nu se precizează. Se ceva suspect. Nu se precizează. Dacă e un copil suspect, asta spune. Mi se pare în cazul în care există suspiciuni. Suspiciuni, da. Da. Păi, suspiciune pot exista, suspiciunea nu trebuie, cum să spun, nu ai nevoie de prea multe argumente. Poți să suspicionezi că un copil anume, așa, nu e ce trebuie să fie. Și îl verifici să vezi dacă are ceva la el. Da. Așa. Și la noi, de exemplu, să zicem, dacă s-ar aplica la fel, la noi e radio. În grupul nostru aici. Așa. Dacă ar intra, de exemplu, șeful parcului auto, că este unul dintre angajații companiei, da? Da. Domnul Florin. Da. S-ar uita la noi așa un pic și s-ar părea că domnul Zafiu e cam suspect. Așa. Și ia scoate, mă, tot ce ai pe buzunare. Ai geantă? Da. Ai și geantă, să vedem dacă ai ceva periculos sau nu. Ar fi bine? Da. Ar fi foarte bine. Pentru că eviți astfel întâmplări mult mai grave. N-ai văzut ce s-a întâmplat prin școli? Ba da, sigur că am văzut. Ăștia la vârsta asta e de bandadă, exact. E cea mai periculoasă vârstă, asta preadolescenței, care îi prinde pe copii acum de prin clasa 6, să spun din experiență proprie. Da. Deci e de prin clasa 5-a, 6-a, încep să o ia razna și au apogeul, din ce înțeleg, e în a 7-a. Fimiu a 7. Se mai întâmplă și la alte clase. Copiii sunt năzdrăvani și fac prostii și uneori prostii mari dintotdeauna. Da, în generația mea, acum 30 de ani, se întâmpla mai spre a 9, a 8-a, a 9. Era un mic decalaj. Da, bun. Okay. E, și acum ăștia fac tot felul de răutăți. N-ai văzut că... E o generalizare foarte largă. Da, și eu zic la fel. Tot felul de răutăți, cine are vreo suspiciune, ia scoate, mă, tot ce ai prin buzunare și pune pe bancă. Așa, și ce se întâmplă? Adică, care e problema? Ce nu e se pare un militar. Dar cum să nu fie un abuz? Nu se pare că e un abuz? Nu, mă, și la stadion când mergem ne pune să scoatem tot ce avem în buzunar. Acolo e la intrare pentru toată lumea. Dacă, uite, poate că Ministerul Educației ar putea să facă altfel, să spună, se face filtrul la intrarea în școală pentru toți angajați, așa cum se face și la Parlament. Ideea și pentru domnii că... profesori, și pentru domnii dirigini, și pentru domnul director. Da, pentru toată lumea. Nu, adică acum... punem poartă și facem pentru toată lumea. La... Mai e o chestie. Stai să zic, uite, aici. Eu am fata. Da. Dacă vreunul din angajații școlii ar vedea o suspectă în fiecare zi și ar controla-o. Mie nu mi-ar conveni chestia asta. Păi stai, mă, asta ar fi un abuz și ai putea să intervii tu ca părinte. Nu e altă treabă, n-ai, mă, Luca. Stai să... Dar de ce pui rău înainte? Adică, de ce pui abuzurile în față? Că asta probabil nu se întâmplă. Pentru că mie mi se pare că sunt mai periculoase decât orice ar putea face. Păi așa e într-o țară liberă. Serios. Pui riscul abuzului în față, în protecția cetățeanului. În general, știți foarte bine că sunt niște copii care fac genul ăsta de probleme, da? Și care se ascund după, la adăpostul grupului, își pot pune în aplicare planurile de violență, da? De exemplu, la mine, când eram în liceu, a venit un băiat, apăruseră și la noi pistoarele cu aer comprimat și niște bile de metal. Și a venit cu pistolul într-o zi la școală și am pușcat vreo două fete în geacă, îi plăcea cum sar fulgi din fetele alea. Dar era suspect așa de felul lui sau a fost o întâmplare? Era un copil problemă. Și crezi că trebuia percheziționat în fiecare zi? Nu în fiecare zi, da. Dacă știi că sunt câțiva copii care obișnuiesc să facă chestii de genul ăsta, să vină la școală cu arme sau cu brichete sau mai știu eu ce, poți să preîntâmpi, nu? Că dacă îl verifici o dată de două ori, de trei ori, pe urmă nu o să mai aducă. Sau bănuiesc că dacă îi găsești asupra lui o armă albă, da, îl pedepsești de așa manieră încât să nu mai aducă a doua oară. În loc de brichete, să aducă chibrituri. 0372069599. Da, iată discuția. Cum credeți că e mai bine? Asta e discuția dintre noi, de aici pornim, participați la ea, practic. Să aibă dreptul sau nu angajații din școli să percheziționeze elevii care li se par suspecți. În gimnaziu copiii nu au discernământ.
e studiu făcut, că nu au până la 16 sau 18 ani discernământ. Fapt pentru care, dacă e suficient să vină 1-2, sentimente au, și li se vor alătura alții. Adică da? Să se poate simtă întâmpla... umiliți, poate să se... pot să se simtă umiliți, chiar dacă au discernământ sau... Stai, lasă-mă să termin. Da? Și există posibilitatea să vină câte 5, 6, 7 copii cu cuțita la școală, că a venit unul. Ceea ce nu e cazul la un serviciu, da? Într-o întreprindere să vină un cetățean cu un cuțit, să mai vină și alții și să iasă nu știu de ce. Nu? Pentru că oamenii adulți au discernământ. I-am întrebat, pe oameni, hai să vedem ce spun și ei. Andrei, bună dimineața! Salut, bună, Andrei! Bună dimineața, băieți! Salut, părerea ta! Este o problemă extrem de sensibilă, având în vedere că este vorba de copii. Vă spun niște lucruri. Mama mea a fost cadru didactic foarte mulți ani, iar ce a determinat-o să se pensioneze, când mai avea drept de muncă, a fost un incident de genul. Acum pot să vă spun doar că ceea ce se întâmplă în școli, în zona care o cunosc eu, în zona Valea Jiului, este crunt. Având în vedere că majoritatea băieților de prin zonă, de pe acolo, au, vreau să-mi aleg cuvintele, că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar situația este foarte, foarte nasoală. Și dacă tot vorbim despre drepturile omului și ale elevilor, la fel de îngrădite mi se par și faptul că elevii sunt ținut închiși în școli, nepermitindu-se să meargă la un magazin alimentar în timpul pauzelor. E altă discuție. Știu ce spui, dar e altă discuție. Hai să ne concentrăm pe asta, să da, rămânem la chestia asta. Aveți dreptate. Este altă discuție. Dar incidente sunt. Noi cunoaștem doar ceea ce ne-a fost prezentat în posturile media și în spațiul virtual, Facebook și așa mai departe. Dar ele sunt mult mai multe. Deci ești pentru? Absolut. Mulțumesc mult. Bine, hai să vedem ce spune Simona. Bună dimineața. Bună, Simona. Bună dimineața. Bună. Eu vin din învățământ. Da. Sunt în... așa. Mie mi s-a întâmplat la clasă acum o săptămână, ca să mă trezesc în plină oră, că a intrat un jandarm și cu un domn de la poliția locală și cineva de la primărie, că fără să se prezinte, fără nimic, să-mi spună, am venit să vedem dacă copiii sunt în clasă. Prima reacție copilor din clasă a fost, a venit poliția, ce s-a întâmplat? Adică nu mi se pare normal. Unul la mână, doi la mână. Și dacă nu erau în clasă copiii, ce făceau? Păi asta nu înțeleg. Adică mi se pare aiurea. Eu ca și profesor pun absenții în catalog. Eu ca și un profesor disciplinat, la un moment dat când sunt prea multe absențe, iau niște măsuri. Da? Că consider că astea sunt etapele. Nu să-mi trimit jandarmeria în clasă. După care, până unde merge dreptul meu de a controla un copil, sincer? Iar acum pot merge și pe ideea, mai sunt și copii care, dar știți că Gheorghița are nu știu ce, dar știți că la nu știu ce. Sau sunt cercuri de copii care la un moment dat unul din copii este exclus din cerc și atunci n-am de unde să știu că acel copil nu va veni cu ideea că celălalt a făcut ceva. Da, sunt probleme foarte mari, dar nu așa cred că se rezolvă. Mulțumesc mult! Eu aș vrea să văd inițiatorii sau cei care au această idee, cum se așteaptă ca o doamnă profesoară de română, delicată, simpatică, drăguță, de 50 de kilograme, ar trebui să percheziționeze un golan cu cuțit de 17-18 ani, care are 100 de kg. Deci, cum faci? Că după aia, dacă îi dai dreptul și nu, mi se pare că, adică dacă nu aplică regula asta de percheziție, după aia poți să-l acuzi. Păi, ăla a scos cuțitul, tu treia să-l percheziționezi pe golan. Corect. Ok. Dimineața, nu e nimic umilitor în a controla un copil suspect. E umilitor în momentul în care are ceva, într-adevăr, de ascuns și e problema lui proprie și personală, că s-a umilit singur aducând chestii interzise în școală. Nu e niciun fel de problemă. Vedem în America unde nu-i controlează și vedeți ce se întâmplă pe acolo. E o mare prostie și asta cu țara liberă, pentru că e un fel de corectitudine politică, o stupidzenie, ca să spun așa. Nicu din Germania. Mulțumesc! Foarte frumos! Acum, Nicu din Germania, sper să nu te superi pe mine, dar să știi că asta era și filozofia lui Stalin. Nu ai de ce să te temi. Numai dacă ai ceva de ascuns, te temi. Și oricum, partidul stabilește dacă ai ascuns ceva sau nu. Băi, sincer, mie unul nu mi-ar plăcea, am fost și eu elev problemă, am o fetiță acum, dar nu mi-ar plăcea. E ca și atunci când intri în supermarket
și oamenii de la securitate se plimbă toți după tine ca și cum ai furat ceva. Nu, na, creează disconfort, e umilitor, e urât. Mai ales că pe ce se bazează asta, prezumția de suspect, cum pe suspect. Am pățit asta în magazin. Da. Vă spun eu pe ce se bazează și ne tot învârtim în jurul cozii. Vă spun pe ce se bazează. Pe felul în care arată niște copii. Dacă sunt români sau sunt romi. Sau altceva. Că dacă e țigan, atunci hai să-l perchiziționăm. Că ăștia țiganii, ăștia fac numai răutăți, numai rele. De-ai, aici nu, e problema profundă, să știți. Nu se verifică întotdeauna. Băi, bine? E o comunitate acolo, într-o școală, da? Într-o clasă, se știe că din 30 de copii, 2-3 fac probleme. Sunt violenți, sunt agresivi, au antecedente, că au mai făcut nu știu ce. Nu e vorba de cum arată, că nu îi verifică nimeni la modul după poză, da? Dar problema este că în momentul de față, potrivit legislației actuale, tu nu ai voie să te legi de copilul ăla de niciun fel. Da? Nu ai voie să-l conduci. Adică dacă tu știi cu siguranță că ăla are o armă în ghiozdan și că e posibil și că se bate în pauze sau nu știu ce, nu ai ce să-i faci. Nu, trebuie să chem că... poliția sau nu știu care e procedura. Trebuie să chem poliția, pentru că monopolul violenței și condițiile de percheziționare al unui cetățean sunt stabilite prin lege într-un stat de drept. Nu oricine, oricui se năzare ceva, percheziționează pe cineva care o suspiciune. Că asta, aici nu mai avem nicio regulă în felul ăsta. Dacă ești profesor și ai un copil problemă care pune probleme în comunitate, în colectivitatea lui, trebuie să ai căi procedurale legale să reacționezi. Nu să-l iei pe neagică de la fochistul și să dezbraci copiii pe acolo, că dacă cumva a ascuns o brichetă undeva. Nu vă dați seama în ce aberație am ajuns să discutăm? Trebuie să fie niște reacții procedurale și evident că sunt probleme în clase din totdeauna și există posibilitatea violențelor. Nu o să le rezolvăm noi problemele folosim aici. Folosim legea pentru asta și organele, abilitate legal să facă asta. Nu pompierisme, intră jandarmi în clase, am venit să vedem dacă sunt copii la oră. Pă, Vlad, e suspect că ai asupra ta o merdenea, așa că... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.